Cristian Sorin Băcan din comuna Daneți, județul Dolj, se ocupă de agricultură de peste un deceniu, dar spune că niciodată nu a avut cultura de floarea soarelui atât de afectată. Nu a reușit să ia nicio pălărie de semințe de pe o suprafață de 4 hectare. Asta după ce a cheltuit pentru cultivare peste 12.000 de lei. Acum caută soluții să curețe terenul de plantele căzute. Asta implică alte costuri, tot din buzunarul fermierului. Investiția este cu în jur de 3.000 de lei pe hectar. 3.000-3.500 pe hectar. Și vă dau seama că eu de aici nu mai pot să iau nimic. Casul fermierului de la Daneți nu este singular. În comună sunt 158 de hectare de floarea soarelui calamitate, iar la nivelul județului sunt afectate peste 3.000 de hectare din cele 8.700 de pe care s-a recoltat. În zona Dăbuleni, unde pe o suprafață de 385 de hectare cultura de floarea soarelui a fost afectată de secetă în proporție de 35%. După ce că producția nu a fost bună și prețul semințelor recoltate este unul mic. Fermierii se plâng foarte mult dacă în anul anterior prețul a fost undeva la 3 lei și ceva per kilogram. Acum, dumnealor, din discuțiile avute cu fermierii, prețul este undeva la 1,73. Experții în comerțul cu cereale spun că și prețul uleiului este în scădere pe bursa alimentară, iar prețurile ar putea scădea și la raft, inclusiv ca urmare a producției mari de floarea soarelui din Ucraina, care va invada piețele din regiune. Potrivit INS, în luna iulie 2023, prețul uleiului a scăzut deja cu 13,84% față de iulie 2022. Ieftinirea vine după o perioadă dificilă de aproape un an, timp în care prețul litrului de ulei a crescut constant. Dacă vorbim de nivelul de preț al uleiului, trebuie să știți că în ultima lună a scăzut cu peste 150 de dolari pe tona de ulei brut în baza numărului negru. De la un nivel de 990-1000 de dolari pe tonă, astăzi avem prețul de 850 de dolari pe tonă pentru uleiul în bazinul Mării Negre. Pe termen lung însă, analiștii spun că marfa din import va distruge lanțul de producție românesc, ceea ce se va reflecta în prețul final al uleiului de pe rafturile magazinelor. La un final, când, să zicem, marfa ucraineană va căpăta pondere mare în import, adică 80-90% față de cât produce noi azi pentru siguranța alimentară internă, să nu creadă cineva că nu vor ridica prețurile ca să se asigure o cotă mai mare de profit. Din datele Ministerului Agriculturii, 360.000 de hectare de floarea soarelui au fost afectate anul trecut de secetă, iar despăgubirea este de cel mult 1.000 de lei pe hectar.